aproape de problemă. Și atunci, am socotit așa. Unitatea de măsură, pentru început, ca să mă pot agăța de problemă, am socotit-o rața. Da? De ce rața? Pentru că rața și cu găina au același număr de picioare. Și atunci, în loc de... O rață, două picioare. În loc de o găină, înseamnă două rațe, două segmente de astea. Da? Da. Unu, două, trei. 3 da. Ori 2, cât fac acolo? 6. 4 picioare la iepuri, fac 10. Picioare. Și asta este motivul pentru care împart la 10. Corect, am împărțit la cele 10 picioare. Da, ca să am aceeași întâlnire. Dar nu știu ce am împărțit la 8, dar nu, de ce nu ieși 8 picioare, domn profesor? Pentru că am adunat câte o bucată din fiecare, n-am pus cât 2. Da. 20 cu 2. N-am ținut cont de raportul ăsta. Corect. Că sunt dublu găinile. Că dacă împărțeam de dată la 10, gata, ieșea problema imediat. La unitatea de deci n-am aceea. Împărțit, n-am ținut cont că sunt numărul găinilor este dublu față de alaților. Da. Aici trebuia să zici 3 ori 2, 6 și cu 4, 10. Cu 4, 10 picioare împărțeam la... și mergea problema. Și repede ne duceam pe problemă fără emoții, da? Da, ne-am cam complicat. Sigur că da, am învârtit acolo, am încercat ba una, ba alta, ba nu știu ce, dar ăsta era motivul. Raționament. Da. Bun. Hai să redactăm acum. Hai să vedem cum redactăm, domnul. Așa. Păi. Ăsta două, trei segmente au câte două picioare, nu? Hai să zicem așa, Daria. Rață, două picioare. Și dedesubt găina două, că numărul găinilor e dublu, iar la iepure, un singur iepure, 1, 2, 3, 4. 4 picioare. Da. Da? Și acum, numărul picioarelor pentru un echipaj înseamnă 3 ori 2, 6. 3 ori 2, 6 și cu 4, 10. Da. Și împărțeam la 10. Și am împărțit pe 150 la 10 și mi-a indicat 15 echipaje de acestea, da? În proporția asta. Ca și cum aș fi redus totul la rațe sau găini, însă aici am transformat, dacă vrei, un iepure, nu? Echivalentul după picioare cu două, un iepure, echivalentul cu cine? Păi, un iepure. Cu două rațe sau ca numărul picioare. Sau o găină. Ca număr. Da, așa. Da. Și atunci lucrurile au fost clare. Deci 15 ori 2, 15 rațe, 30 de găini, că-s dublu, și 15 iepuri. Da? Bun. Da, noi am avut aici câte segmente? 1, 2, 3, 4, vezi? De aia eram tentat să împărțim la 4. Dar păi aici, la număr de picioare, nu, la număr de picioare, trebuia văzut că aici e dublu la picioare. Și de aceea, în raport cu celălalt... Dar, eu știi, ziceam de tot? Da. Pentru că am văzut segmentele că-s 4. Și în acest moment am făcut 4 ori 2, pentru că mai am sunat un grin. Cred că s-a făcut. O oră și 11. O oră și 11 minute? Da. S-au și rupt ele de la sine. Păi lăsăm așa și... Lăsăm. Problemă când ești da, da. Tocmai aceea. Da. Acum nu mai le urmăresc. Că nu o să mă aud de nici asta. Hai să formulăm o altă problemă. Când ne gândim la el, să și înlocuiesc asta. Sau le lasă. Din două localități. Între două localități este o distanță de 396 de kilometri. Deci, de la A la B. Da, de la A la B. 396 de kilometri. 396 de kilometri. Două autoturisme pleacă în același moment din cele două localități și merg unul spre celălalt. Da. Autoturisme sunt amândouă. Da, bine. Ele se întâlnesc după 3 ore de la plecare. Să se afle viteza fiecăruia, știind că unul dintre ele
are o viteză cu 8 km pe oră mai mică decât celălalt. Deci V1 îi mai mică decât V2. Deci să se afle, deci ele se întâlnesc după 3 ore la plecare, se întâlnesc, da, și da, sigur da, se da, întâlnesc. 3 ore, da? Da, după 3 ore ele se întâlnesc. Da, se întâlnesc. Da. Dar aflați viteza fiecăruia, știind că unul dintre ele are o viteză cu 8 km pe oră mai mică decât celălalt. Deci unul merge cu o viteză mai mică decât celălalt. Sau celălalt merge cu viteză mai mare. Sau celălalt merge cu viteză mai mare. Așa. Să spunem că al doilea merge cu viteză mai mare. Ăsta care a plecat de V2 și ăsta care pleacă de V1. Bye. Și V1 e mai mică. Atunci V2, am spus că este egal. V2 este egal cu V1 plus 8 km. 8 km. Eu aș avea o mică idee ca să ecadăm puțin și să aflăm cât. Păi, noi știm că ăla merge cu 8 km mai puțin, așa că facem 396 plus 8 ca să aflăm cât, dacă ei ar merge în, cu aceeași viteză, în cât timp s-ar întâlni. Mai gândim un pic problema, da? Deci zicem așa. Ăsta pleacă de aici, Daria. Întrebarea este, cred că se întâlnesc la mijloc? Iar întreb aceeași poveste. Se întâlnesc la mijloc, Daria, sau unde se întâlnesc ei? Nu cred că se întâlnesc la mijloc. Mijloc, ar să notez cu mă, mijlocul. Pentru că unul merge mai puțin. Ăsta din B a zis că merge cu viteză mai mare. Deci ăla din B merge cu viteză mai mare, așa că s-ar întâlni. Mai aproape de A. Da, mai aproape de A, adică mai faceți un segment acolo mic și pe care scrie. Ce? Ce? Deci în punctul ce se întâlnesc? El merge mai... Asta merge leacă mai cu viteză. 8 km, adică... În plus? Așa. Pe o oră? Plus. Dar se întâlnesc după 3 ore. Putem să facem, dacă pe 3 ore, ne faci cu 3 km în plus. 8 km la fiecare da, oră. Da, 8 km. Păi hai să egalăm numărul, să vedem că îți fac egal, adică la asta mă gândeam eu. Să văd cât fac ei, chiar fără acel 8. Și apoi am aflat cum și... Că m-am... să facem... Și apoi numărul de kilometri apropo... Hai să gândim un pic așa. Îl împărțim la 3 ori. Deci ăsta care pleacă din B. Dar ăsta din B merge cât la altul, dar mai are 8 km în plus. La fiecare deci, oră. La prima oră el a ajuns aici. Nu, ăsta deci, se spune că facem un segment. Hai să-l iau așa, ca să fie și mai clar. De la A și la B. Și e, ăsta se duce până aici, uite așa. Face o... Segmentul ăsta într-o oră. Ăla îl face și el la fel? El face și ăsta la altul la fel, tot un segment, dar mai face o bucățică. Și iar 8 km. Da? Da. 8 km. Da. S-a dus prima oră. Acum iar, a doua oră. A doua oră. Ăsta iar face iar un segment. Ăsta face așa un segment al lui. Tot egal. Da? Ăsta la altul face un segment de ăsta. Tot așa, da? Da, ăsta face iar 8 km plus. Deci face tot un segment de ăsta de aici. Cât a luat plus 8. Așa. Și el este un ăstuia și iar și un 8. Și iar un 8. Păi facem 8 ori 3, 24. Facem 8 ori 3, care de 24. Ăsta de aici. Așa. Daria, ăsta mai face o oră. Da. Ăsta iar face un segment. Iar ăsta face iarăși un segment de ăsta. Și 8. Că se întâlnesc. Păi știți la ce m-am gândit cum ne-ați învățat dumneavoastră. Facem 8 ori 3, 24 și 24 ori să fie un segment sau două. Păi nu, în anumite probleme. Mă, în anumite probleme. Nu totdeauna. Nu e o chestie. Da, uite, uite ce clar e figura. Facem 396 minus 24. Și 396 minus 24 este egal cu 372. Și atunci facem 372 împărțit la 3. La care 3? Ia uite câte segmente egale acum sunt. Dacă ai spus 24. Împărțit la 6. La 6. 372 împărțit la 6. Și ne dă 6. 30. Și 62. 62. Ne dă 62 de kilometri, un segment. Sigur că da, un segment. Și viteza lui e mic. Da.
V1. Deci primul merge cu 62 km la oră, înseamnă că B1 merge cu 70. Da, pentru că el face cu 8 km în plus. Și am aflat cât merge cu cât. Yes, dacă raționăm, dar uite, desenul ăla a fost foarte clar. Deci dacă... Da, desenul ăsta așa, foarte clar. Da? Deci acest lucru ne face să raționăm corect. Corect. Da? E foarte clar desenul. Deci 8. Până s-au întâlnit. Și atunci vede acele segmente în total care sunt 1, 2, 3 și cu 3 de asfalte 6. Ălea 8 egal de toată distanța. Corect. Și am reușit clar să văd că sunt 6 segmente și... Egale și da? Mi-a dat viteza imediat. Da. Asta e... Ce te mandați? Hai să facem... Să redactăm asta. Redactăm chestiunea asta. Da. Deci, să zicem așa. Cu albastru, viteza la primul, cele trei segmente, da? Aici mă nu ajunsem. Da. La cel de-al doilea, vedem albastru, da. Segmentul ăsta și cu roz. Cu roșu numai... Ăsta mic, da? Apoi iar albastru, când merge cât el, iar și încă 8. Da. Și ăsta merge iarăși albastru. Și iar 8. E clar acum că apare aceste surplusuri de 3 ori 8, 24 din toată distanța și distanța s-a redus la cele 6, redus la cele 6 segmente, nu? Da, e foarte clar. Da? Și atunci foarte putem... Clar așa. Deci, ca să redactăm, nu văd... 3 ori 6 minus 24. Deci 3 ori 8 egal cu 24 kilometri. Surplusul. Corect. Plusul. Din 396 scădem surplusul 24 și egal cu 372. 372. Da. Da. Deci toată distanța aia dintre A și B. Care e egal 6 segmente albastre. Cum am spus? Egal. 6 segmente albastre. Albastru. Și împărțim la 6, 37. Care înseamnă V1. 6. V1. 6 ori V1. 6 ori V1. Da? 6 ori V1. Pe oră. Și ca să vedem cât este, dacă 6 V1 e egal cu cine? 372. Împărțim la 6 și ne dă 62. Da? Atunci V1 va fi egal cu 372 împărțit la 6 și face 62 km pe oară. Da. Și V2 va fi egal cu 62 plus 8 și face 70 km pe oară. Și acum puteți face proba, adică 70 cu 62 da. Adunate, cât fac într-o oră cei doi. Da, 132. Și da, mulțit de 3 ore. După 3 ore. 396 de km. Iată că așa... Și tema mea? Așa trebuie înțeles... A dat tema pentru acasă să corecteze exercițiul. Exact. Da, și când le faci, că să îmbunătățești acolo. Sigur că da. Poate mai adaug ceva. Mai niște paranteze. Poate mai adaug ceva. Haideți să ne oprim și să spunem că am făcut câteva probleme. Am făcut. Ne-am propus un lucru în ședința de astăzi. Ne-am propus să facem primii pași în ceea ce înseamnă elaborarea unui raționament. Corect. Da? Și să nu ne mai grăbim. Citim cu foarte multă atenție. Facem un desen foarte clar, o figură foarte... Mi-ai lăsat un semn de întrebare la sfârșit acum că două segmente, să le lăsăm surplusul, să facem segmente. Deci... Ceea ce am avut la un model de problemă mai înainte, nu poate fi preluat la cealaltă problemă. Nu-i tipar. Eu de aceea fug foarte tare dinspre zona asta a șablonizării gândirii. Să facem modele de probleme. Sigur că modelele acelea sunt de folos, dar nu înseamnă că trebuie să te strădui de fiecare dată să te duci într-un model. S-ar putea să fie o problemă în care să nu se încadreze într-un model. Și pur și simplu să încercăm să raționăm. Cum a fost aici cu problema asta? Aici, până desenul ăsta ne-a clarificat super. Da. Mi-a plăcut.
Încă o dată, e clar... Domn profesor, hai să facem sinteza, da, cu a patra. Da, da. Ia să vedem, ce ai făcut Daria astăzi? Păi, astăzi am făcut probleme și o să vă spun și de care. Nu mai întâi, ieșiți la ceea. Ce exerciții am făcut? Cu metoda... da, am făcut exerciții. Am făcut metoda grafică. Este gata. Ieșiți, care spui așa aici. Am urmărit ordinea efectuării operațiilor, da, și a parantezilor. Da. Și rolul parantezilor. Da, și rolul. Da. Apoi. Dar așa mai mama să scriu. Eu aștept, nu-mi fac nimic. Bine. Am făcut metoda grafică. Da. Cel mai mult am folosit-o. Da, da, da. Metoda grafică. Da. Metoda presupunerii. Că am presupus că toate sunt grafice. Sigur că da. Metoda... presupunerii. False ipoteze. Da, false ipoteze. Da, metoda false ipoteze. Metoda comparație, da, metoda comparație. Am întâlnit și metoda. Da, da, da. Și atât. Și am mai făcut niște exerciții cu... probleme am făcut. Probleme cu reducerea... la unitate. Care, la unitate, de la, da, unitate și tot așa. Nu mai știu cum se chema. Metoda reducerea la unitate. Metoda reducerea la unitate pentru înlocuire acolo. Dar important este că pe ăsta le-am văzut. Și clar un lucru. Am încercat să trăim bucuria elaborării unui raționament. Este supreabil. Da? Deci, cam asta au fost lucrurile. Oprim lecția. Ce le spunem prietenilor noștri? Nu vrei să fii șome? Nu uita de like și share. Deci să dea like și share, că ne fac un serviciu și celorlalți care ne